Salut! Astăzi testez un microfon care s-a dovedit a fi prost, dar rămâneți alături de mine pentru că, până la urmă, sunetul se va îmbunătăți, iar videoclipul va fi interesant. Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu de YouTube! Numele meu este Dan. Astăzi suntem într-o zi de vineri din luna octombrie și am un pic de timp liber. Și pentru că tocmai am modificat ceva la setup-ul de vlog, și anume am umblat la sunet un pic, în sensul că am schimbat microfonul, am trecut de la Purple Panda la altceva, am zis să ies un pic să testez cum se aude. Și o să fac test și la viteză mare și la viteză mică, și cu viziera închisă și cu viziera deschisă și cu ea întredeschisă și așa mai departe. Și pentru că mi se părea iurea să merg doar așa cu motocicleta, fără niciun țel, doar ca să testez microfonul, am zis că pot să împușc două iepuri deodată. Adică să testez microfonul și să mai fac și altceva. Și ce altceva credeți că m-am gândit să fac? Păi m-am gândit să fac exerciții de manevrare a motocicletei, și anume exercițiile de la Moto Jitsu. Dacă nu știți cine este Moto Jitsu și sunteți motocicliști, vă încurajez să dați căutare pe YouTube și să-i găsiți canalul. Are câteva sute de videouri, cred, despre cum se merge bine cu motocicleta, el fiind instructor moto prin America. Eu am cumpărat aplicația lui, am cumpărat-o de când am luat permisul și am tot făcut exerciții de acolo. El are un sistem din ăsta, pe măsură ce crește dificultatea exercițiilor, se schimbă culoarea centurii, între ghilimele, adică exercițiile de centură albă, că de-aia e Moto Jitsu. Exercițiile de centură albă sunt cele mai ușoare, pe urmă albastră, pe urmă maro, pe urmă neagră, sunt grele. Mai mult de maro mi s-a părut foarte greu de făcut. N-am făcut constant, am făcut cât de des am putut, dar aș fi vrut să fac mai des. Problema e că nu găsesc loc unde să lucrez. Nu am timp. Timpul pe care l-am prefer să-l petrec plimbându-mă, deși evident exercițiile astea ți-ar putea salva viața într-o zi. Deci sunt mai importante decât plimbarea, dar acum când timpul e limitat. Dar când am putut, am făcut. Așa că așa mă duc și astăzi. Mă duc să fac cu motocicleta niște manevre și în același timp să testez și microfonul. Prima dată o să intru pe centură, să merg tare, să vedem cum face la viteză mare. Pe urmă mă duc unde am de lucrat și mai vorbim și mai vedem. Testul de sunet la viteză mare, de high speed. Cu viziera deschisă. Tot viteză mare la viziera întredeschisă de data asta. Și viteză mare și viziera închisă. Asta e viteza cu care merg de obicei, 80, 90, poate până într-o 100. Acum bănesc că, na, fiind și cu viziera închisă, sunetul e ok. Asta ar fi viteza de croazieră cu viziera întredeschisă, viteza obișnuită a mea de croazieră cu viziera întredeschisă. Acum o să merg într-un loc din ăsta mai ferit, unde aș putea să fac exercițiile. Sper să fie liber, de obicei este liber, dar na, acum n-am gând să știu. Hai că am ajuns. Aproape am ajuns. Și arată pitoresc așa, dar cam aici ar fi.
cred că aici ar fi un loc bun. Deci am de făcut jaloane sau, mă rog, S-uri printre jaloane, exerciții de frânare și mers în cerc. Din ce în ce mai strâmt cercul și jaloanele din ce în ce mai strâmte, pe măsură ce crește dificultatea exercițiilor. Așa încât o să mă apuc să pun jaloanele sau, mă rog, semnele alea pe care le am. Astea sunt jaloanele. Sunt de la Decathlon, de la raionul de fotbal. O să le pun pe jos și le folosesc ca marcaje. Asta este aplicația Moto Jitsu. Și o să trecem direct la Blue Belt, că White Belt e prea simplă. Și avem... Asta o să facem prima dată. Pe urmă o să facem asta. Și o să facem și exerciții de frânare. Așa că mă duc să aranjez jaloanele. După cum cred că ați observat deja, microfonul ăsta oferă o calitate audio, cel puțin pentru motovlog, execrabilă. Singura dată când putem să spunem că funcționează relativ decent este la viteze foarte mici. Așa încât, tocmai de-aia am decis să mă întorc la Purple Panda. Acum o să pregătesc și distanța de frânare. O să încerc să opresc aici lângă cameră. Pentru frânare trebuie să opresc de la 32 de km la oră viteză, în orice viteză, nu e important, în cel mult 5 metri și jumătate. Așa că pregătim acum. Deci 5 metri și jumătate sunt 18 picioare, adică exact până în dreptul camerei, de la primul marker portocaliu. O să dau un pic mai în spate camera și ne apucăm de treabă. Let's see. Ratat. L-am încălcat. Am ratat. Hai din nou. Deci asta e centura albastră. Mama, asta a fost prima bună. Yay! De asta și fac exercițiile astea, pentru că am constatat că mă ajută extraordinar de mult. Deodată sunt mult mai relaxat pe motocicletă. Se apleacă, îmi vine să zic, dar o aplec mult mai ușor. E totul mult mai elastic, ca să zic. Devin super relaxat, zici că plutesc pe ea. După ce fac... Uite, aici am greșit iar. După ce fac astfel de exerciții, sunt parcă alt fel de pilot, să zic. Mă mai duc și la poligon, din când în când mai fac și poligonul. Am călcat iar cu roata spate. Păi, cât de tare, mi-era dor. N-am mai făcut de, nu știu, de vreo două luni, cred. Hai încet, a întâia, la relantii. Pac, 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 pac. Super, mi-a ieșit beton, beton.
Și încercăm pentru prima dată acum și un exercițiu de frânare, deci de la 32 de km la oră în cât am eu de lejer, nu? Uite cât am mai rămas. Am frânat aproape pe jumătate din distanță. Una de la, nu știu, 36-37. Lumea zice că frânele astea de Vistrom nu sunt strălucite. Văd că frânează bine motocicleta. Dacă se încadrează în motojitsu, e fix ce trebuie. Uite, am făcut un pic altceva și deja e dificil cu astea. Bun. Hai să vedem și brown belt. 7 feet, 15 feet. Și la frânare la 25 de miles per hour, 18 feet. Adică tot în 3 jumate, dar 25 miles per hour. Cât înseamnă 25 miles per hour? La measures, la length, nu la length, la speed. Miles per hour, la kilometri pe oră. 25-40 de kilometri la oră. Bun. Scuze. Așa. 7:15. Practic, distanța pe lungime a rămas aceeași, am mărit distanța doar pe lățime. Așa că să vedem cum iese acum la brown belt. La frânare a rămas aceeași distanță, dar viteză mai mare, de la 32 de km la oră la 40 de km la oră. Hai să vedem. Iip. Eip. Mamă, este. Da, am ratat-o pe ultima. Să vedem. Este, mă, din a patra încercare, mă. Bravo, mă, din a patra încercare, mă. Am reușit. Hai. Deci am mai făcut brown belt. Știam că fac la limită. Ar trebui să mă antrenez mai mult și să trecem la black belt. Gata, m-am făcut iar. Așa se am făcut-o bine. Hai să mai vedem. Important e să fac câteva, una după alta. Și atunci, altfel este treaba. Se pune că am reușit. Altfel e doar o întâmplare. Uite, am mai făcut una bună. Hai să vedem și un pic de frânare. 40 la oră. E bine. Evident mi-a intrat ABS-ul.
Bun. Și tot la Brombelt am zis că ne uităm la cercuri. Trei rotații în ambele sensuri, 20 de picioare. 20 de picioare, ori fi vreo 6 metri, cred. Unde e length? Feet to meters. 6 metri, uite. O să încerc direct Brombelt, că n-ar rost să încerc alta mai ușoară înainte. O să fac Brown Belt până îmi iese. Deci am 3 rotații în fiecare sens într-un cerc cu diametru de 6 metri. Am pus centru și 4 puncte. Încerc să fac acolo. Hai să vedem la cerc. Cuantul ia la relantul. Cercul de centură albastră știu sigur că pot să-l fac, pentru că l-am mai făcut în alte dăți. E prima dată când încerc cercul de centură maro. E incredibil cât de greu este să fac cercul ăsta de 6 metri. E incredibil. Și sunt mega încordat, mega încordat. Aproape-mi iese, dar nu, niciodată. Nu fac 3 rotații complete cum ar trebui. Uite, am făcut 2 și sau una jumate și la 3 am călcat. Uite, calc semn, nu? Și asta că lucrez cu ambreiajul. Hai că să zicem, dar aproape, în niciun caz nu pot să spun că reușesc. Hai să vedem și pe dreapta. Și sunt foarte, foarte încordat. Nu vreau să scap motocicleta, asta e adevărul, nu? Poate că n-ajută nici asfaltul ăsta. Opa, iar am pus piciorul jos. Nici asfaltul ăsta n-ajută că e denivelat și... Nu. Pe dreapta mi iese mai puțin decât pe stânga. Mai puțin bine. Am călcat, am pus piciorul jos. Da. Cam asta a fost pentru astăzi. Mă mai prostesc pe aici încă puțin și o iau spre casă. Mai am treabă după amiază. Sper că vi se pare interesant și vouă filmul ăsta. Dacă vi se pare interesant, dați-mi like, subscribe, faceți share cu prietenii. Hop. Și ne vedem data viitoare. Ciao, ciao. Gata, închei ziua, mi-a ieșit pe stânga până la urmă. Pe dreapta, aproape, am fost cel mai aproape. Da, gata, mă opresc pentru azi. Ciao, ciao!